IME World, pentru că lumea său este vorba despre o comunitate. În această comunitate există și anumite beneficii. Unul din beneficii este tocmai prezența Alexandrei, care o să vorbească despre IME World. Inclusiv prezența ta în sine este un mare beneficiu. Așa. Ok. Eu sunt Alexandra, sunt din partea Internet Mobile World. Sunt de curiozitate cam câți dintre voi și oferent știu despre Internet Mobile World. Deci m-am vorbit și cu tine pe mail. Poți? Cam vorbit și cu tine pe mail, când am fost niciodată. Ok. Cred că și eu. Mă bucur pe păcate. Deci este un beneficiu că ești prezentat. Da. Mă bucur că știți atât de mult despre eveniment. În principiu, sunt aici în fața noastră pentru a vă prezenta, mă rog, și pentru anul ăsta în eveniment și pentru a vă zice beneficiul de care zicea și colegul de mai devreme, respectiv partenerea pe care o avem pentru prezenta voastră în cadrul Internet Mobile World. Ca să zic așa, anul acesta, hai să vedem. Dacă știți mai multe despre eveniment, nu o să intru decât în ideea generală, respectiv conceptul de digital transformer pe care mergem anul acesta. Din experiența anilor trecuți, am încercat, de fapt, pentru fiecare eveniment pe care l-am făcut, acesta fiind al treilea, să dăm o anumită notă, să zicem, a momentului pentru eveniment. Și ce am identificat împreună cu partenerii noștri creativi de la SACI, pentru că acesta a fost ideea de digital transformer și încercăm să identificăm sau să educăm fiecare să identifice în ei acel transformator digital și acea putere de a lua instrumentele digitale, instrumentele tehnologice, tehnologii și online și a le folosi în companiile lor și în micro-business-urile lor pentru a le eficientiza și pentru a le crește în ultima instanță. Ok? Așa, cam asta era ideea de eveniment. Pe ce s-a întâmplat? O să vă zic, de fapt, ideea directă. Așa, ce aducem nouă oarecum în evenimentul acesta este să ne structurăm agenda evenimentului foarte mult în funcție de tipul de audiență pe care le avem. Intrați în zona de bibliotecă ca să vă explic cumva oarecum și ceea ce vă oferim noi în contextul parteneriatului. Respectiv, avem o zonă generală de agenda cu mulți speaker internaționali de la Cyber Foundation, de la Mozilla, de la Shazam, de la Facebook, de la Twitter, foarte mulți speaker din zona de social media și din zona de digital. Avem o zonă de digital marketing, o scenă dedicată de digital marketing, în care o să avem în a doua zi de eveniment, pe zona de 9 octombrie. O să avem și o zonă de e-commerce. Și mai avem o scenă de developer și de business software, cloud services, development, ok? Precum și o zonă de C-level workshop. În principiu, ce vă arătăm aici este zona de networker ticket, pe care îl aveți și voi cumva în contextul partenerierii cu lumea SEO PPC. Biletul de marketing guru, care ar trebui să fie interesant pentru voi, sau nu știu, ca scena de marketing, vă sugerez din start să vă uitați un pic pe agenda evenimentului, pe partea aceasta, pentru că sunt atât prezentări de la cea mai devreme, Facebook, Shazam, Twitter, cât și agenții locale, SACI, IBIO, de exemplu, care vă pot da multe insight-uri pe ce înseamnă lumea SEO, lumea online și tool-uri în ideea asta. Și biletul de marketing guru de Ultimate Digital Transformer, care e o zonă, să zicem așa, un pic mai VIP pentru workshop-uri C-level de 10-15 persoane pe diferite topicuri. Fie de la, de exemplu, pe zona de development, pe zona de big data, sunt foarte multe tool-uri și instrumente noi pe care le aduc speakerii noștri, pe care adresează cu audiența din sală. Vă prezentat așa mare evenimentul. În principiu vă aștept pe 2 săptămâni de acum încolo, pe 9 octombrie, la Roma Expo, pavilionul 52. Internet Mobile World, gmail.ro. Dacă mai aveți întrebări, avem un chatbox pe site, vă așteptăm acolo și vă răspundem la orice detalii. O foarte scurtă pauză, din câte știu, în experiența de fumător, o țigară lungă se fumează în 4 minute și jumătate, așadar aveți 5 minute și jumătate pauză, vă așteptăm după aceea pentru alte două prezentări pline de know-how. Da? Vă așteptăm la ora
8 și 14 minute și